Uite că mă plimbam prin oraș și am descoperit relicva asta comunistă. Stă de ceva timp pe aici. Evident e... sau nu mai poate fi salvată. Nu se pune problema. Cred că stă de ani pe aici. Pare să fie un model vechiuț. Are cheder normal, ștergătoare evident nu are. Are șuruburi din acestea franțuzești pe grilă, semne că nu s-a umbrat la ea. Pe față, uite, încă se mai văd ornamentele astea de capotă. Ornamentul probabil a fost sustras. Astea sunt cibii, văd, bară franțuzească. Să nu-mi cereți adresa la care se află, că nu vă voi divulga. Geamurile sunt GB. Scris mare pe spate, stopuri Elba, tampoane mari. Unul l-a rupt cineva și bara să-i franțuzească. Capace. Poate s-ar mai putea salva câte ceva de pe ea. La motor nu știu cum arată. Interiorul nu arată rău. Poate mai e ceva de salvat. Ah, pavilionul e rupt tot, la fel și pasajele spate. Așa. În rest, pe față, mașina n-a mai fost mișcată clar de vreo câteva zeci de ani, probabil. Janta pare să fie deja vândută. Are suporții ăștia de noroi, talerele de noroi. Masca pare să fie tip vechi, franțuzesc. Aripa pare să fie originală, coaptă. Ochelar normal, emblemă mică. Da. Cred că se pregătește și dânsa de mers pe ultimul drum. Nu știu a cui este. Am zis, nu vă voi spune pe unde este, să nu insistați. Nu vreau să-i fac un rău omului să se trezească că ia lumea de pe ea și ce mai are. O să încerc eu să dau de el. Vedem.